Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. N-am mai stat să pun telefonul pe cadrul pe care îl făceam eu pe birou, pentru că efectiv am birou plin, pentru că videoclipul de astăzi va rupe internetul. Este cel mai calitativ videoclip făcut în România. Nimeni n-a mai făcut așa ceva până acum. Deci astăzi vom avea PC de 300 de lei versus PC de 3000 de lei. Să-i dăm drumul! Da, am ales să testez pe cele două PC-uri CSGO să văd cum rulează. Pare să se miște destul de bine, deci văd că așa, până să înceapă meciul, am peste 50 de FPS-uri. Când merg așa, pare să am 40, deci se mișcă destul de bine. Hai să văd și cum mă descurc așa cu kill-urile. Pare să că joc destul de bine pe rezoluțiile acestea. Din păcate, acest PC nu poate să ducă o rezoluție Full HD, dar încercăm și noi cu o rezoluție pătrată, măcar să ruleze jocul. Am graficile toate pe low, dar pare că, da, jocul pare a fi foarte bun, deci după cum vedeți, rup pe acest joc, însă, na, ce nu-mi place mie este că nu pot să joc cu grafici mai mari și cu rezoluția maximă de Full HD, dar, ca pentru aceste grafici totuși o să-i dau o notă de 7,2 acestui PC. Acum să-l testăm pe celălalt. Am intrat acum de pe PC-ul de 3000 de lei, am peste 60 de FPS-uri acum, graficile sunt date pe maxim, am și rezoluția cea mai mare de 1080p, pur și simplu joc pe graficile pe care le joacă cei mai mari YouTuberi din România, ăia care au PC-uri probabil scupe cât casa voastră, săracilor. Acum, hai să vedem cum ne descurcăm la acest joc și... Bun, după cum vedeți, se vede foarte frumos acest joc pe PC-ul de 3000 de lei. Nu prea le-am... Da, au avut noroc ăștia din ori de m-au omorât. Dar ce contează că nu joc bine? Important e să se vadă foarte frumos jocul, să am umbrele astea foarte bine conturate, să n-am niciun pixel pe ecran, să fie totul redefinit foarte bine, toate anti-analistics-urile, o rezoluție foarte mare. Deci da, părerea mea, chiar dacă... Nu știu, nu prea sunt eu în formă astăzi, nu-mi place mie așa mult jocul ăsta, dar am vrut să testez, doar l-am luat așa ca să testez PC-urile. O să dau acestui PC o notă de 9,5 pentru că, ne, n-am fost eu în formă și de-aia a reușit să mă omoare fraierul ăla adineuri. Bun, sper că v-a plăcut și videoclipul acesta, lăsați-i comentariu care PC vi se pare mai bun, cel de 300 de lei sau cel de 3000 de lei și cam atât. Aștept comentariile voastre și ne vom auzi data viitoare. Ciao, les! Ca mică morală pentru un gamer, nu FPS-urile și graficile unui joc sunt cel mai important lucru, ci skill-urile.